Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la joaca voastră favorită, chiar aici pe YouTube, cu prietenul vostru favorit, Grasul contra Basu. Adineuri țipa și făcea urât, nu știu ce avea. Ne reîntoarcem pe Resident Evil 8. Vă mulțumesc pentru susținerea de la episodul / live-ul anterior, pentru toate like-urile și așa mai departe. Am rămas să găsim noi încă o mască de înger, unde blochează aici facecam-ul. Și doamna Dimitrescu ne cam căuta pe aici prin căsuță. Este un pic. Ce-ai, bă? Aia, dacă mă mișc așa fac zgomot. Nu știam cine se aude. Ok, deci avem îngeri ăștia care plâng, dar mai lipsește o față aici, pe care nu o avem din păcate, și nu prea știu exact unde ar trebui să caut. Avem un lockpick, deci... de ce e camera asta roșie totuși? La Merchant. Dacă are cineva o idee pe chat unde aș putea să găsesc ultima mască, sugestiile sunt bine primite. S-a auzit o voce pe el, la vânzătorul ăla, face urât. Ok? Trying to work up my appetite. Bă, ce m-am speriat, ești nebun. E bine și chida! Oh, shit, here we go again. Iubita, nu mai bloca uita. Sisters, come get em. Nu știu cam ce să-i fac, sincer. Oh! Bă, nu e corect! You will learn. Nu. Look forward to what mother has in store for you. Nu. Mama soacră. Era un lockpick aici. Stai. Mama soacră. Hey. Stai acolo. Ah! Ok. Unde ziceți să mergem totuși? Unde ziceți voi să... Avem un dining room de explorat puțin. Oare copilul, fata lui doamna Dimitrescu, o cheamă pe ea? Gen, dacă mă găsește una din fetele ei, vine și ea după... Știi ce zic? Că prea au apărut amândouă. Pune chat-ul pe ecran? True. Așa e, ca să apară abonații acolo. Să vorbesc cu ei. Ok, deci aici se pare că noi nu am luat. Oh, erau... Ce s-o aude, mă? Erau 500 de lei aici pe jos. Wow. Auzi-i cum fac. Al naiba. Hai, bă! Nu mai vorbește urât. Ia uite ce am găsit acolo. Ia că băi de aici, gosule. I-a căzut diamant. Domnă Dimitrescu, coboară-l! Bum, mânca sângele nebună. Ia-i-o lei ăștia. Bă, și omoră pe ei. Nu știu unde să mă duc, cam asta e chestia. Are cineva vreo sugestie unde ar putea fi ultimul... Nu. Stay right there, criminal scum. Hall of Pleasure e ultima. Stai să vedem unde e Hall of Pleasure. Hall of Pleasure. Aha. I see now. Doamna Dimitrescu, te-am pupat pe portofel. Am treabă, hai pa. E bine că noi ne mișcăm repede și a merge încet. De... Not again, dude, what?
Doamna Dimi! Bună! Vine de bună! Play with me some more! No! Pleacă de aici, femeie! Ești satană! Ok, guess I'll die. Pleacă fata de aici! Mother said stay up. Sunt ocupat, nu vezi? Nu știu care e cheia. Asta? But I think you're delicious. O să mor! Nu știu care... Cum it doesn't fit? What do you mean, brodere? Mă, ce Ken trebuie aici? Aia e Dimitrescu, Ken! Aghează-mă, power! Iubita! Te-am omorât celelalte două surori. Lasă-mă pace! Cât de încheie Dimitrescu, zic, știi că asta era prima cheie. Pa! Pa! Gata, v-am găsit-o! Bine! Opa, nu mai intră nimeni acum, e clară treaba! Opa! Hai să vedem ce găsim pe aici. Niște muniție. Nu știu ce-i fac la săraca femeie, dar mă rog. Șuieră vântul. Silver ring. Reile. Cred că e de vânzare ăla, ok. Mai e ceva aici, dar ce? Boy. Hai să vedem eu. Shotgunesc înainte. Bun. Mama. Simte bine că... Începe distracția. Dă credite. Tu mi-ai zis, Paul, că n-am văzut cine mi-a zis pe chat. I was worried my sisters had gotten to you first. Nu iar! Ajută, mamita! How about this? How about două frame-uri? Stop! Right there! Oprește-te, fată! Cold air is coming through the crack, could break it upon check? Upon check, că n-am apucat să citesc, ești nebun! Upon a powerful attack! Ei, drage! Dă-te la o parte! Powerful attack! Ce e powerful attack? Ha? Dă-i cu pipe bomb? Păi nu am pipe bomb! Bă, da, am pipe bomb! Pune-i cu ochiul! Ia de aici! Stai așa! Că te iubită! You bastard! No! Ori! It's a lie! Ori! Ori! No! Ori! You will not get away! You're my prey! Pa, iubita! Bine, 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 bine! Nu văzusem că am pai bomb! Bă! Toate surorile au plescănit, băieți! Nu mai e nicio surioară! Nu mai trage? Vântul rece, bă. Doar e o lovește și pe doamna Dimitrescu, nu cred, nu? O rănește asta, nu cred. Vântul rece. Ok, da, cum ieșim de aici? Întrebarea. Râdem, glumim, dar are cineva idee cum ieșim, dar cine e așa? Gata cu surorile? Trebuie să dau cu pipe bomba aici?
Hello? Hello? Sunt eu prostă vătietăn? Refresh? Ia capul? Ah, lol! Bă, voi știți prea multe, băieți! Nu mă lăsați să... Până nu iau... Trebuie să mă ui și în sus! Știu prea multe, bă, abonații! Hai să vedem eu! Deci ne întoarcem la doamna Dimitrescu. Hai mă! A, vrea să pun... Am înțeles ideea. Ha? Boboie, asole. Okay, I should be able to get out with these. Okay, okay, okay. Suntem bine, băieții. Și acum o să vină doamna Dimitrescu din prima, nu? Doamna Dimi! Uh-oh. Nu! Nu veni încoace, nu veni încoace. Pe stânga. The entire bloodline of House Domin- Come on, mate. Nu cred că am cum să o colesc aici. The task is done in by the likes of you. Hai să-l. E nebună femeia. O aștept la ea în dormitor aici. Poți și cu mine în cameră aici, nebun? Opa! Ce râde tropă aia așa? Dressing room pe aici, zici că pot eu să scap? Hai fata, vină încoace. The entire bloodline of House Dumitrescu is done in by the likes of you. N-are voie să intre aici, bă. Tropăie care 3 metri? Stai un pic, să mă uit. E o singură ieșire aici, știi? Well, it is what it is. Divizibil. Vizibil.
Duce! Ajută-mă! Doare la bască, stă doarme și nebun. Ia! Aveți că avem un oaspete la ușă aici, Duce. Eta. Hello! A! Ducele doarme de rupe. I was just thinking of ways to pass the time. Da, da, da. Dormiendo. Așa. Silver ring, crystal torso, crystal fragment. Hai să le vindem. Avem 13.000 de leuți. Please do take a look at my new stock. Your new stock is sold out, baby. Hai să luăm ăsta la mișto așa. What? Am upgradat peste tot. It's fine, all finished. Și nu știu, cu gloanțele cum suntem. Have a wonderful adventure. Bă, suntem bine. Yes, yes. Yes, yes. Sold out. Sold out. Mă, nebunule, care ești? Mine, sniper rifle ammo. Vezi că e o monedă, bagă... aici te referi? A, asta era. Bă, ești nebun? Rotate right. Opa. Joc-o pe asta. De. Joc-o pe asta. Artificii! Crimson Skull! Bine tu, Alexander! Ce facem? Asta o vindem sau ce facem? Cred că grasul contrabas a mâncat-o pe Rose? Uh-oh! Se vinde asta? Sunt bosache sau nu sunt bosache? Nu știu ce să mai upgradăm, adică la shotgun, reload speed, nu? Ammo capacity? One moment, please. Presupun. Și la pistolaina, rate of fire, reload speed, ammo capacity. These hands are more dexterous than one might think. Good day, then. Ok. Hai că salvăm și trecem mai departe. Doamna Dimitrescu. Mai e pe aici? Nu mai e. Hai salut, doamna Dimitrescu, am ieșit din castelul ăsta stupid. Ultima flacără. Oh yeah! Se aude. Oh yeah, băi! Ia-mă încotro! Oh, ieșim! Hai salut! Sunt liber ca pasărea cerului! Sunt liber! Nimic nu mai poate opri! Opa! Nu prea-mi place cum arată locul ăsta. Ceva rău se va întâmpla, băieți. Oh, nu, ce caut aici am? Nu te cred că e Rose aici. Tu cine mă ești, mă? Trei degete. Zici că sunt în Prince of Persia. A ruinat totul, nu! Mi-a dat la opera. Au junghiotul. Ah, cred că era... Poate cuțitul ăla era... Era criptonita ei cuțitul ăla. Am înjunghiat-o pe nebună. Are aripi. Nu, iar asta. Am văzut destul în Resident Evil 7. Flesh and bones, I will devour. The fuck, s-a transformat un dragon în ceva aia?
Câte guri are! E forma ei finală! Acum înțeleg de ce avem sniper. E călare pe dracu. Looks like you're outside. Max is your inside. Ok. Vei muri în chinuri. Ok. Jesus. Ce se întâmplă, mă? Mă joc Skyrim, ce mă joc? Ce ne jucăm? Witcher, Skyrim? Nu te voi uita niciodată. Ota s-a supărat că-mi băga cuțitul în ea. Nu nimeni râs. Pe bunie, homo. Uai lele. Dă-i-o. Dă-i-o! Hai, că am rătat dacă ai. Și nu-mi dau seama cum ai nimerit pe controller. 360 no scope? Bă, ce se întâmplă? Hai că-i dau un 360 no scope. Dă să-l prind. Fata, vine înapoi. Ne urmărim campionele cu prăști. Că nu-i aproape, n-am cum să-i dau. Cum nu-i vedeți? Ce-am mă, Nick? Mi-au dat lacrimile din nebun. Știu că-i dau damage așa. Mamă, mi-au dat lacrimile. Hai că vreau să dau un T6 din un scope, dar rămân fără glanțe. Too late to apologize. Nata. Ai luat totul de la mine. Cred că se referă că i-am urât fetele. Hai, bă, mai mori sau ce faci? Mai mult sânge. Hai bă, că am și eu o limită. Câte limbi are, bă? Nevoie de carnea ta. Nu. Nu. Cred că ne trebuie aer rece sau ceva. Habar n-am. Don't mind me. Doar sparg niște porțelan. Mă, bune, nu mi-ai dat... Mamă, și nu pot să fac glanțe de sniper, că n-am cumpărat aia. Teroarea? Teroarea din berceni. Every last morsel.
și eu un om. E ca și cum n-am unde să fug. Ar fi bine să încărcăm rapid aici. Ai, mai mori și tu, bă. Bă, doamna Dimitrescu s-a dus. E prea târziu. Nu mai, nu vei mai vedea pe râs niciodată. Ok, am căzut la 100 de metri și sunt în viață. Doamna Dimitrescu. Tătea naiba. Bă, voice acting-ul trebuie să recunosc că e bun. Bă, rip doamna Dimitrescu în chat. Doamna Dimi. Wow, Cristal Dimitrescu. You're the one who's cursed. Tu ești cea blestemată? Nu știu ce a fost lupta asta, sincer, adică cred că dacă era în realitate șansele ca noi să supraviețuim erau 0%. Dar ce e asta? Doamna Dimitrescu s-a dus, băieți. RIP doamna Dimitrescu. Like I'm getting out of this place. Dirty Flask. Adică jocul ăsta a fost super promovat cu doamna Dimitrescu înainte. Nu neapărat super promovat, că lumea s-a atașat de caracterul acesta. Cred că ar fi trebuit ca ea să fie ultimul boss din joc. Asta e părerea mea, nu cred că ar fi trebuit să moară aici. Poate n-a murit, habar n-am. Cred că a murit. Dar cred că ar trebui ca ea să fie ultimul boss din joc, părerea mea. Dacă a murit aici, pe bune, un pic am dezamăgit, sincer. Dar... asta este. Dar cred că ăsta a fost capitolul cu castelul și acum mergem mai departe. Stăm. Adică, în Resident Evil 7, în boss fight-uri mereu reînvia caracterul. Cred că ne-am bătut cu tătăiță în boss fight de vreo 2 sau 3 ori. Cred că de 3 ori ne-am bătut cu el. Sau? Ne-am bătut de multe ori cu el. Chiar și până la aproape finalul jocului. Așa aș vrea să se întâmple și aici. Chiar dacă ai impresia că ai omorât-o, n-ai omorât-o. Vreau să văd bebelușul ăla nebun și de ce l-au furat ăștia, că eu nu pricep. Aaaa, a murit! A murit peștele! Peștiucu. Toate astea fiind că Ethan a vrut un copil. E baba aia. Poate e... Mamma Mioara. Midnight moon rises on black wings, so we make the sacrifice. As the midnight moon rises Baba Yaga. On black wings, we await the light at the end. In life and la... in death, glory to Mother Miranda. Mamma Miranda. Hey, remember me? I almost died up at that castle. Apoi am murit la castel. Tell me, what is going on around here? Ce se întâmplă pe aici? How can a man be almost dead? Cum poate un om poate fi aproape mort? That's a question for the wise. O întrebare pentru cei înțelepți. You know what I mean. And I still haven't found Rose. N-am găsit pe Rose. Where did Mother Miranda take her? Mama Miranda? Unde a dus-o? You're too late. A întârziat. Almost. A aproape a întârziat. The child will be sacrificed. Life for life. Va fi sacrificată Rose, viața pentru viață. She's just a baby. E doar un bebeu. Crests of the four bloodlines may open the path you seek. Will you please stop talking in riddles? I just want to find my daughter. Vreau să-mi găsesc fica. It's only a riddle if you don't know the answer. E o ghicitoare dacă nu știi răspunsul. Wait a second. That looks familiar. Hey, hey, wait! Da, aia e ce am găsit noi după ce am omorât-o pe doamna Demi. Dirty Flask. Uite, arată exact la fel, nu? Da. Deci probabil va fi nevoie să mai batem câțiva boși sau să mai găsim de încă trei căpățâni de-astea.
Știi ce zic? Ceea ce e interesant. Deci, practic, acum s-o să mă gândesc. Cred că bossul final e Mama Miranda. Și Mama Miranda a avut niște pioni, să zic. Știi ce zic? Nu știu exact cum aș deschide asta. With a crest with two wings. Do not use that here. It's decorated with a crest with two wings. Huh? Poate aici ne întoarcem după ce... Ah, cheia din cutie, lol. Mă gândeam că, știi, cu peretele ăsta, mă gândeam, bă, ok, poate aici venim după ce luăm toate alea, dar n-are sens că în spate dacă mă duc... Da, înțelege ce zic. Deci, Mama Miranda e capul răutăților și ei alții erau pionii. Cam asta e povestea. Tataie Vasile! Sunt doi! Cred că mai merge aici. This pattern looks really familiar. Deci cred că... Asta să vedem unde suntem. Stone Dice. Ah. Ok, ok. Nu știu exact ce ne trebuie acolo, dar hai să continuăm drumul. Și vom vedea. Sniper. Nu știu încotro ne îndreptăm, adică cred că poate ne batem cu fratele sau ăla de... Trebuia să ne omoare el la începutul jocului, că pe ăla nu l-am omorât, doar am scăpat de el. Cap de dudă, ia vină încă. Tine asta. Și-a chemat frățiorii ăsta, ești nebun. Wow, și ăștia nici nu mor dintr-o bucată de shotgun. Adică e jale cu ei. Deci e un item aici, de unde luăm cutia aia. Vedem și o barcă, deci poate o să scăpăm din zona asta. Oza. Am crezut că aud ceva. Nah. Deci aici era un alt stat, văd niște oameni morți. Scrap. Încearcă poza, hai, că ar funcționa cu poza. Vă zic că dacă nu trag repede în el, are câteva hituri până și-a iar knockback. Și sare pe mine. Ce e ăla, totuși? Să ne mai facem niște aghiazmă. Am văzut un bug interesant pe Twitch, la un streamer, la Forsen. Dacă schimbi... Uitați-vă la mâinile caracterului, ca să vedeți un immersion așa... Fail. Este Umbrella Corporation din Resident Evil 2 sau 3. Se poate. Uite, ia, fiți atenți. Vedeți când schimb arma? Ia uitați-vă la mâini. Gen, pare că am mai multe mâini decât ar trebui. Înțelegi ce zic? Zici că mai am încă un set de mâini care ies de undeva.
Zici că am așa o, un cerc cu mâini și se învârt. Zici ce zic? Ok. Ok. Ia mă, ce se mai întâmplă? Până acum castelul mi-a plăcut. Hai să vedem în continuare hărții. Ne întoarcem în sat, unde ne întoarcem? Altar. Mă gândeam că o să vii aici. It was all worthless. A fost degeaba. Is that so? I assume you've picked up something of value. Cred că ai luat ceva valoros. Not sure if it's a value, but asta, nu știu dacă e de valoare. Why you have your daughter right in your own hands? O ai pe fetița ta în mâinile tale. What are you saying? Take a closer. Ia uite-te atent. Fetița noastră e aici. E băgată în tub. Oh my god. No shot. A omorât-o și a pus capul aici? That flask seems to contain her head. Acolo e căpățâna. No. Nu, nu se poate. Roses. Don't say another word. Nu mai zic. This is impossible. Nu e posibil. This just can't be. Nu se poate. Your daughter's essence is still intact. Her powers are truly. Puterile ei sunt unice. Ce puteri? Who could even do this? Cine ar putea she face can be asta? Saved, you know. Ea poate fi salvată. Salvată. Are you insane? Ești nebun. There's a house with a red chimney on the western side of the village. Go and seek out the man who lives there. Then we can continue our conversation. Quit holding out and get to the damn point. You don't have to trust my words. But do you have any better options? N-avem nicio opțiune decât să facem cum zice. E o casă cu un... Clientul întotdeauna clientul are întotdeauna dreptate. Deci zice să nu știu la o casă cu un coș roșu. Te-ai plătit dacă aflu că asta e o minciună. Fucking joker. Grasul contrabasul ce ne face. Deci, acum că sponsorii de astăzi au trecut, ăsta este satul ăla nebun pe care voi îl știți deja de la începutul jocului. Donațiile sunt pe pauză ca să nu ne strice aici atmosfera. Ok. Deci noi, casele cu albastru înseamnă că am mai fost înăuntru la începutul jocului. Deci ne reîntoarcem aici. Mergi și cu cuțit, ok. All right. Hai să vedem. Nu cred că mai am lockpick, nu? Ba da, bă. Ar trebui să vând alea, aveți dreptate, da. Șapte shotgun ammo, bine. Hai să mergem la grasul contrabasul. Să vedem ce zicem. Opa. Stai că nu era aici ăsta. Asta tradițional românescă, da, da, da. Au făcut o treabă bunicii, că zic eu, nu? Voi ce părere aveți cu harta? Adică cu elementele astea românești. Welcome. Uite-l cum stă cu picioarele crăcănate. Mamă, Cristal Dimitrescu. Sunt curios ce face cu ele, că nu înțeleg. Cu toate chestiile astea. Oh, Lady Dimitrescu. Doamna Dimitrescu. Beautiful even in death. Frumoasă chiar după moarte. Yes. Acea talie, da. Ana, bă, îi place lui grasă contrabasă. Ok, văd care are iteme noi.
Rifle cheek rest. High magnification scope. Pipe bomb. Aha! Hai să luăm noi rețeta pentru pipe bomb și poate și pentru sniper rifle. Avem power upgrade la ambele. Nu știu cât de mult merită power upgrade-ul ăsta, da? Food is life. Have a wonderful adventure. Alaiba ce stă. Ce stă cu burta aia târnată așa. Ați fost de 6900 de like-uri. Hai să vedem explozia de la 7K. Ia uite cum bubuie. Bubuiește. Bun. Bă, nu știu, adică mai sunt câteva case pe aici neexplorate. Uite, de exemplu, de aici că n-am luat tot. Ar mai fi iteme, știi? Azi zic că n-am și o lanternă sau ceva. E în fluid, aha. Mai e? Ce mai e, fratelo? What? Mă, sunt eu chiombalagiu, ce mai e? N-are sens. După casă? Nu care. Trebuie să fie ceva ascuns. 100% e ceva ascuns. Raft verde. L-am spart, dar nu e. La geamuri. Mă rog, hai să o lăsăm așa. Mergem mai departe. Probabil e ceva minuscul. E încuiat. Cred că poarta cu roșu înseamnă că e încuiat, am înțeles. Trebuia peștele pentru sarmale? Fuck. Ce nu mi-ați zis, băieți? Trebuie să mai fie o modalitate să găsești. E blocat? Mamă, eu vezi aici, ești nebun? Ursulețul! Vadra de țuică. Țuiculița. Cea de toate zilele. Da, aici nu avem acces. Hai să mergem, că ne ia prea mult așa. Faza e că noi pe aici am intrat la castel, deci unde ar trebui să ne ducem mai exact? Și zice find a house with a red chimney. Așa e, cam și... Aici pare să fie. What? Operation date 2021. Arrived at site. No sign of infiltrated village. Doamna Dimitrescu.
E o capra pe undeva. E o capra undeva, dar nu stiu unde. O căpriță de-aia mică. Ok, deci stai un pic. Aici cred că e casa aia. The key won't fit, it's decorated with 6. Are 6. 6 cai. Opa. Eu n-am înțeles ăstea. Gen, ce trebuie să pun aici? Știe cineva? Poate sunt pentru endgame. It doesn't fit. O bună. Ba da, e. Aici e un vârcolac. Nu! Pepe de pui. Ingredients, give them to Duke. Găinescu, vino. Cocoșescu. Lol. Rip Cocoșescu, băieți. E o manetă. Locked from the other side. Ok, ieșim de pe acolo. Deci de aici o să ieșim noi. Și unde vrem să ne ducem, aia e întrebarea. Unde e casa aia cu ăla roșu, cu... Mai știți la începutul jocului pe aici? O, sal. Sal. Bă, bune, mai sunt iteme? Încă mai sunt iteme? Ok. Scoate like-urile, șaibă. Le-am uitat. A explodat și la 8000. Ok, are cineva idee încotro? Are cineva idee încotro? La casa roșie aici? Sau la Luiza? Nu cred că e la Luiza, mă îndoiesc. Save point. Find a house with a red chimney. Let's go. O, 1000 de lei. Bine. Ah,
Am văzut acolo cel de la Raw Vision, dar n-am văzut un mesaj mai de o dată. Rovion. Vedeți în hartă stângă pentru a patru următorul boss. Deci în zona asta sau unde? Cred că aici. Sau? Aici nu cred că e la casa lui Luiza. Că au luat salarii de așa mulți bani? Se poate. Ia! Aaaa! Uite porcul! Porcul Ghiță! Mă, tocă porcul! What? Bă, am vrut să-ți fac o poză! Să sperie de poză, ești nebun? Lol! Vrea cineva șorici? Quality meat. Sarmale de porc. De porcule. Ok. Hai să mergem până la grăsan să vedem ce zice. Feel free to peruse. I've procured some new items for you, Mr. Winters. Take care. Oh, a apărut asta. Aha. What the hell? N-am nicio idee ce s-a întâmplat. Ok. Restul itemelor nu le avem. Bun. Și efectiv nu înțeleg unde trebuie așa. Sud. Mă, ceva e cu poarta asta aici. Ce are de face așa? It's locked from the other side. Aici trebuie să intrăm noi, sau? Uite mă, asta e casa, uite-o. Dar cum intrăm aici, întrebarea? Good question. Unexplored. Bă, da, e de explorat. Lockpick. Casa de la țara. De la țara. The fuck? Ce s-a spart așa, mă, mamă, câte gloanțe am. Nu mă, body. Care e, mă, sunteți la WC? Unde sunteți? Că avem niște vârcolași prietenoși pacilișa. Aha. Hai să deschidem asta prima oară și să vedem unde ne aflăm. Ne aflăm aici. Ok. Aici unde ne mai aflăm? Bă, da, e de explorat, adică, wow. Uite-l porcușorul, bă. Ok. Bun, 1000 de lei la băiatul. Ne aștepta frățiorul. Bun, deci aici trebuia să ajungem noi și nu mă prindeam eu.
Ia uite-l și pe nostru. Ne trebuie ceva, aha. Do not enter, ok. Ancuiat. Do not enter, de ce? Workshop. Uite mă, că ziceați voi de... Ziceați de workshop. Dar cred că o să apară niște băieți răi. Huh. Look out the window. Oh, fucking hell. Mamă, ce m-am speriat. Chiar m-a prins aici. Frate, de unde a apărut ăsta? Mamă, ce m-am speriat. Pentru că eu când am intrat în casă nu era niciun zombie aici. Și când m-am uitat pe geam a apărut. Mă uitam la cifrele astea. 070408. 0704. Dar nu știu care e ordinea. 08. There you go. Pistolina. Ce pistolul ăsta totuși? A fully automatic, semi-automatic, fully automatic. Cred că vrem să-l înlocuim cu sniperul, corect? Văd că au aceleași gloanțe. Ziceți să ne înlocuim cu ăsta? Voi cum simțiți, băieți? Fully automatic. Nu știu, adică faza e că pistolul ăsta e upgradat. Am pus multe upgrade-uri pe el față de ăsta care nu e. Deci nu știu. Dar hai să vedem că îl văd pe ăla acolo. Hai, let's go. Aolea, cât sunt aici, că trebuie un pipe bomb. Here we go. Cine asta? Pare că dă damage ca lumea. Asta e puțin oare cu jackhammer-ul ăsta, dar nu cred, că e altă unealtă aia. Da. Ok. Casa aia, dacă vrei să intri, trebuie să te urci pe acoperiș. Care casă? Aia cu... șemineul roșu? Ar fi bine să nu învii acum. Bă, nu știu, am explorat pe aici? Eu zic că da. Casa asta n-am explorat-o totuși. Mă rog. Ok. Uite în spatele meu. Nu e. Bun. Sunt puțin confuz. Find a house with a red chimney. Deci noi trebuie să ajungem aici. Deci o să ținem în față. Bă, da, a zburat. Let's go. Let's go. Și o să intrăm pe... Trebuie cumva să intrăm în curte acolo unde e... Pipe bomb, ok. Let's go, let's go. Locked from the other side. Pare rău de tot ce să mai...
Stay next up. Forță. Forță pe talent. Hai că trebuie să mai apară unul, nu-i așa? Ai, mamita. Urât ești, tată. Ține asta. Hai, nu mai da așa din cap. Hai, sal. Era mișto să fii zburat peste niște clădiri. O dată. Nu mă las cu mine. De două ori. Haideți cu mine. De trei ori. E real, naiba de... Dar e bun. Încă o dată. Adică, pe bune, mai repede să ream gardul decât să mă bat cu toți ăștia ca să fac răzut. Ok, să facem, să ne... Dregem să ne... Ok. Am ajuns, here we are. Ladies and gentlemen. Mă, vezi ce pro play-uri fac. Când eu mă bat cu aia și apoi mă mai și întorc așa, sunt insane. Hai să vedem. Păi de la statisticile fiecărui pistol să vezi care e mai bun. Păi dar nu știu dacă am cum, examen. A, te referi aici. Deci ăsta are 160 și ăsta are 150 plus 30. Hopa! Deci, practic, momentan ăsta e mai puternic, dar îl putem face mai puternic pe ăsta dacă l-upgradăm. Și nu știu, nu cred că pot da upgrade-urile jos de pe el, astea două attachment-urile. Mă rog, casa cu ăla roșu. Aveți și voi sanie de asta la țară? A, uite găina, uite-o! Găina nebună! Eu sunt curios dacă voi la voi la țară, când tăiați găina, iese tata aia și-o împușcă. Eu știu, în anumite locuri la țară, unde împușcau porcul cu shotgun, cu ceva. Îți dai seama ce nebunie când iese tataie Vasile cu shotgun-ul să împuște porcul de Crăciun? S-a terminat. Deci s-a terminat, băieții. Rainbow style. S-a terminat. Locked. Totul e locked from the other side. Nu mai vreau locked from the other side. Gata, că s-ar poarta aici, nebun. Cum intrăm aici, întrebarea mea? Sugestii? Deci eu în fundul curții, check. Cristal în WC-ul cu fundul curții, check. Ori pe casă, intru ca Moș Crăciun, mă. Pe șemineu. Moșule, ce tânăr ești. Dar ce mănâncă, mă? Plapuma. Mănâncă plapuma lui mamaie. Curuleață! Ei mânca plapuma lui mamaie. E real, naiba de nebun. Lasă la mine gloanțele astea. Ok. Bă, tataie Vasile. Înainte să apuce de World of Tanks, ia uite cum arăta. Frumos. Ne craftăm pickaxe pe Minecraft. Ce mai aici? E cheia. The winged key just a single... is just a single piece. Three more parts are needed to make it whole. Cred că îi mai adaugi aripi de alea sau... că avea 6 aripi. Da, iau un coace. Examine. Combined with the winged key. Four winged. Da, ai avea 6. Better see the Duke again. Oh, shit. Return to the Duke. Ok. Știm cu toții că o să mă aștepte ceva ce... acum o să ies pe ușă. Dau eu play la donații din când în când, știi? Ia. How was it? Did you learn anything? Ai învățat ceva?
I found these feathers. Am găsit aripile. Now tell me you said you would. Settle down. Ajută-mă să repar. You must use that key and collect all of your little roses flasks. Where are the rest of them? There are four in total. You have the one, and the other lords have the rest. Lords? Lords. Lords of the Rings. Mother Miranda is the cold, calculating ruler of this village. Four lords serve under her. Are patru șefi, mama Miranda. The first you've already met, the lady Doamna Dimitrescu. Demiclesc. The second lives deep in a valley of mist, the Dollmaker, Donna Beneviento. None of her playmates have ever come back from that dank old estate. Nu s-a mai întors nimeni în viață. Deci sunt patru boși în total. The third is Moreau, a being of twisted flesh that lives in the reservoir past the windmills. It is said that he is not the only monster that lives in those waters. The fourth and most dangerous is Heisenberg. He works in his factory on the village outskirts. And the project. Let's just say parts of the human imagination are better left alone. Wow. Here we go, boys. If you truly wish to save your daughter, you must first gather the four flasks. I'll do you a personal favor. I've marked the Lord's locations on your map. Some treasures still lurk in this village. I'm sure each one will prove of great use to you. Why are you doing all this? It's all part of our first-class customer service. Servește clientul. Please do come again soon. Deci nu pot să aduc de repede, că după aia stric totul, gen dialogul. Ideea e că mama Miranda, ci că e șefa aici și sub ea sunt patru boși. Primul a fost doamna Dimitrescu, restul sunt cei trei pe care i-ați văzut. Și sunt comori prin sat, comori care dacă le descoperim ne va ajuta, probabil sunt arme ca să batem boșii mai repede. Cam așa arată harta, cred că e mult mai mare decât în Resident Evil 7. Doamna Dimitrescu a fost prima pe care m-am învins-o, după care îi mai avem și pe ceilalți. Deci... tot ce pot să vă spun este aventura, strigați ura. Oh, yes. Acum, unii dintre bucătăria ducelui. Sarmale de pește! Bă, dar nu mai am pește! Ciorbă de porc! Tăcătura de pui! Three flavored micitei! Oh, bird and beast pilaf! Herb fish. Da, nu pot să craftez niciuna din astea. Îmi zice în dreapta acolo, on hand 0. Deci, uite, sarmalele, movement speed increased de la sarmale. Colesterol increased. Ciorba de porc, damage taken when guarding greatly decreased. Deci ne scade damage-ul când ridicăm mâinile să ne apărăm. Ne crește movement speed-ul de la sarmale, de la ciorba de porc. Ne apărăm mai bine, de la tochitura de pui ne crește viața în permanență, deci asta e ca steroizii, tochitura de pui. Avem mult piept de pui, dar nu avem carne. Juicy game. Al naiba. Da, ne mai trebuie niște carne. Cred că nu mi-a salvat când am omorât porcul ăla. Cred că aia s-a întâmplat. Când are star la joc și nu mi-a salvat când am omorât porcul. S-ar fi trebuit să avem carne. Mă rog, unii abonați zic să vând pistolul, să vând pistolul ăsta super upgradat și să-l upgradez pe ăsta la alt, că e mai bun. Deci, presupun că putem face asta. Hai să-i dăm o dată aici, large cristal, ăsta, teddy bear. Uite-mă că am quality meat, de ce a zis că nu am meat? Am quality, chiar nu am, nu știu. Deci ziceți, uite, ăsta are power 160, ăsta are 100, mă rog, peste 160, 80, 90 pe acolo, deci cu 180 să-l putem upgrada și îl ducem mult mai departe, deci eu zic că merită să-l vindem, voi ce ziceți? Nu? Hai că îl băgăm la vânzărescu, sniperul îl păstrăm,
Și suntem miliardari, 70.000 de lei, băieții. Am bani, tati. Și ne-a primit și de 10K laicane. Să mărim inventarul, voi ce ziceți? Hai să mărim inventarul. Asta este dacă am irosit banii. Power mai mare, rate of fire mai mare. Ok, reload speed, ammo capacity. Desigur. Ammo capacity, reload speed. Da, suntem bine. Hai să vedem ce putem să mai luăm. Astea sunt niște upgrade-uri pentru attachment-uri, pentru a small easy to use semi-automatic pistol, așa. Ah, cumpăr pistolul. Ah, credem că e un attachment ăsta. Aha. Uptime. Sunt live de vreo 2 ore, cam așa. I'm skilled at all sorts of weapons modifications and will do them for us. Știu exact ce să mai iau. These hands are more dexterous than one might think. An interesting selection. Okay. Thank you for your patronage. Sniperul ăsta nu știu dacă să ne mai trebuiască. Vedem. Nici n-am mai băut ăsta, m-am concentrat de mult pe joc. Ești pe Twitch? Da, da, da. Poți umbla în fântâni acum? Bun, hai să vedem prima comoară care cică e aici. A, dar e încuiată poarta. Fucking poarta, ești nebun. Cum ajungem aici, băieții? Băieții, cum ajungem aici? Sugestii? Că vreau să iau comoara aia nebună de totos. Nu pot să sar și eu gardul cumva? Unde-i jocul? Eu nu-l găsesc pe Steam. Cum să nu-l găsești pe Steam? Lmao. Faci troll. Mă, cum sărim la... peste gard la vecinul, e întrebarea mea. Este un pic să mor pe scara asta, poate văd mai bine de sus. Va salva, dar nu știu ce. Naturally, stai un pic. Mi-a salvat ălea. I've procured some new items for you, Mr. Winters. Da, cred că mi-a... Ok. Hai să... Deci drumul era sus aici. Probabil o să facem rost de anumite chei și așa pe parcursul ăsta în care ne luptăm cu diferiți boși. Uite ușa unde noi avem cheia. Aha. Și pe drumul acesta o să găsim... Deci prima oară deschis ușa și aici o să fie cheia de la casa respectivă. Și o să luăm și o comoară. Ok, să punem donațiile pe pauză. Vreau să îmi mut facecam-ul deasupra și să-mi șterg nările pentru o secundică. Și trecem la treabă. Luiza, bă, Luiza. Asta mergem noi după. Este loot bun. De la 16K la 5800. Hai că eram 16K pe live. Ok, hai mă la Luiza, că vor abonații. Du-te mă acolo, prostule, că știu eu că am văzut la PewDiePie cum juca. Ok. Hai, domnule, repede. Eu știu unde e Luiza. Stai un pic să vedem, ea e aici, deci ne ducem așa. Unde e blocat pe aici. Și nici măcar n-avem acces. Am lockpick? N-am lockpick, ok. Deci ne ducem pe sus, pe la biserică. Mă, sunt un porc. Bun. Ce părere aveți? Vă place jocul până acum?
cum se numește jocul, ar trebui să fie în descriere cum se numește jocul. Dacă voi, Elena, să citiți, atunci eu nu prea am ce să vă fac, băieți. E demo sau e full? E full jocul. Ok, hai să vedem comoara. Explosive rounds. Uite mă comoara aia. Luisa necklace. Și ce fac ăsta? Îl vând, presupun, nu? Magnum ammo. Ok. Patron. Adică n-a fost cine știe ce loot. O să... probabil o să-mi dea un grenade launcher. Aici era, mă, porcul ăla, dar l-am omorât, nu? A, de asta așa să verificăm aici, că n-aveam... n-aveam asta. E horror, please, spuneți. Da, Florin, este horror. Ce fricuță? Acolo cum stai tu sub plăpimioară? Du-te la toate fântânile. Pe asta a fost una. Mai e una la biserică aici. Aici cred că putem intra, am intrat deja. Ok. Necklace with two holes. Să mă pun eu offline pe Steam. DJ Vasile să joacă Counter-Strike, ok. Bun. Mai e una aici. Hai să ieșim pe unde am intrat. Spam lag, please. Ai uitat roata. Rafaele, mâine avem școală RIP. N-are nimeni școală mâine. Bine, stați pe spate, băieți. S-a blocat jocul. Uite și căpățâna. Roata mi-o ia automat. Deci, hai să mergem să batem noi boss-ul ăsta, să vedem care-i faza cu el. O să vindem itemele la duce. Well then, feel free to peruse. Nu înțeleg cum le-a venit ideea să-l pună pe ăsta crăcanat aici. Used to be alive. To think I would buy such things. Bă, habar n-am nicio ce mai cumpăr, sincer. I saw you eyeing that one. Nici eu nu știu ce mai cumpăr. Gunsmith, adică am upgradat tot ce era de upgradat. Aha. Reload speed, damage, toate alea. Dar eu cum salvez, întrebarea? N-ai și tu un safe spot, pe bune? Mă rog, hai că ar trebui să-mi salveze automat aici. Intrăm într-o nouă zonă. Ok, fetița aia sau ce boss-o fie aici? Ok, fetița aia ciudată. Gata de aventură, băieții? Mia. Ethan. Come vino with cu mine. There's something I have to tell you. Mia? Vreau să spun ceva. What's going on? Ce se întâmplă, iubita? Înțeleg că avem viziuni, halucinații. Eu mă tot uit. Deci aici o să fie cheia. Dar nu mă lasă.
Probabil după ce batem boss-ul. Rose se simte diferită. Trebuie să o vindeci. Toată lumea mă părăsește, chiar și Rose. Nu vreau să fiu singură. Mi-e frică, zice, urăsc școala. O, da, ce nume ți-ai pus? Chiar urăsc școala dacă ți-ai pus numele ăsta pe YouTube. Ia că e o comoară aici. Sunteți gata? Aventura, strigați, ura! A, Beneviento e... știi ce scria și pe cheie? Pe ușa aia. Am I losing it? O iau razna? It won't open. Unde știu eu ce cheie aici? Give up your memories. Redă-ți amintirile. Ah, hai să nu e cheie, trebuie să bagi ceva. Poza. Ah, ok. Amintirile noastre, la gunoi cu ele. Credeam că e o gaură de aia de cheie. Ce se întâmplă? Ce sta pasando? Ma, adică, mă bucur așa de cât de mult a evoluat gaming-ul. Adică avem jocuri de genul ăsta care arată super, super bine. Știi? Față de... le-a trebuit doar câțiva ani, de exemplu, de la Resident Evil până la ăsta, 7 până la 8. Și deja jocul arată mult mai bine. Chiar e mișto grafica. Și presupun că o să tot continue să evolueze. Vino cu mine, Ethan. Eu nu înțeleg nimic, acum am intrat. O să vă fac un rezumat, dar mai trebuie să-mi șterg nările. Deci, ideea e că, pentru cei care n-ați înțeles povestea jocului, caracterul nostru, pe nume Ethan Winters, sau cum ne cheamă, mă rog, caracterul nostru principal pe numele Ethan, are o soție, de fapt în Resident Evil 7, caracterul nostru Ethan se duce să-și salveze soția. Salvează soția, continuă Resident Evil 8. În Resident Evil 8 face un copil cu soția, soția moare și copilul este furat de către nebunii ăștia. Și iată-ne pe noi aici, încercăm să ne salvăm copilul. Cam asta e toată povestea. Ce am aflat noi până acum este că, zic, copilul nostru a fost omorât și în esența lui, sau nu știu ce s-a întâmplat, a fost împărțit în mai multe borcane. Și trebuie să găsim toate borcanele, cred, și ni s-a promis că îl putem readuce în viață copilul, dacă... habar n-am, facem ceva cu borcanele alea. Și noi trebuie să batem toți cei 4 boși din joc. Am bătut un boss până acum pe doamna Dimitrescu și mai sunt încă 3. Și ăsta e unul din boși. House Beneviento. Cam asta e toată chestia. Cred că o să fie fetița aia ciudată. Aș da un spoiler, nu da spoiler că risc să-ți iei bani permanent și n-are rost. Nico abia așteaptă să-ți dea bani. Să-l linge pe degete. Asta e casa noastră sau? Nu cred. De asta are și mama aia. E Rafa? Băi, e belea, mă. Trebuie să mai băgăm niște moderatori. Vrea cineva moderator? Ca să banați copiii de pe chat. Ne-ați împărați? S-a activat ceva. Știi, e creepy așa. Adică te prind singur printr-o cameră, printr-o casă. Cine zici, Nico, că merită mod de aici? Că tu trebuie să-i știi pe de rost pe toți. Cineva care e prezent pe toate live-urile. Să modereze chat-ul. Eu, please. Bă, sunteți prea mulți cu eu, cum să vă dau la toți? De cineva care e des prezent pe live-uri să-și modereze, gen. Nu doar să stea degeaba.
Aici nici eu nu știu ce se întâmplă, deci nu mă întrebați. Alcaloids of Mountain. Nu știu, frate. A breaker box. The fuck? Ce se întâmplă? Vreau un jumpscare aici? O udă populară! Ok. E clară treaba dacă trebuie să salvăm. Ah, uite a doua cutie pe care o căutăm noi. Am așteptat atâta timp. Aș fi o fetiță mai bună decât Rose. Nu vrei să rămâi cu mine pentru totdeauna? What? Ce? Wait, where's my gun? Nu mai avem nicio armă. Ni s-a spus că cine a venit aici n-a mai reușit să plece. What the fuck? Cheia de argint. Ha? Aia era înregistrare cu soția noastră. Illuminati confirmed. Era o înregistrare cu soția noastră care vorbea despre fetița noastră când era la ea în Burtihan. The bandages are too tough, you need something to cut them. Trebuie să tem bandajele. Ok. Jocul, da, are acțiunea are loc în România. Winding key. Asta e pentru o păpușă ceva. A winding key found inside a doll's leg. It looks familiar. Okay. Locked from the other side. M-a rupt pe picior jocul ăsta. Și eu am venit aici ca să ce, să nu găsesc nimic. O bune. You cannot use that here. Nu, ne mai trebuie ceva. Ah, n-am căutat peste tot. There's something in its mouth, but you need some kind of tool to get it. Ceva în gură, dar nu putem să luăm. Ne trebuie o unealtă.
Să vedem. Zero 5 29 11 05 29 11. Let's go! Unde zic că putem să plecăm, că n-am terminat aici? Și ce e aici? Da. Mamă, cred că a dispărut masa aici, nebun. Ok, sigur nu o să fie nimic horror. Sigur nu o să fie nimic horror. E cam creepy toată scena asta, trebuie să recunosc. Mă simt ca în son, într-un film de ăsta. Simt ca în filmele Matrix. Why is this here? Aici e cheița. Ah! Nu asta. Asta am mai văzut-o undeva. Cred că era în casa de la începutul jocului, sau? Ce? One place, something is not right. Ok, și de unde să știu eu care, cum ar trebui să vină? What? Huh? It won't play some... De unde dau eu seama care e unde trebuie? Cropăturile? Ok. E ca cum e bine. Da, de la începutul jocului asta. Lasă-mă să ghicesc cu mic jumpscare. Uga buga uga. Nu mai mi-apar FPS-urile în colț acum, nu știu de ce. Femei despuiate. Da, nu mai mi-apar FPS-urile. Ia stai așa, dar nu știu dacă e de la Steam sau... settings... top left corner, viewer chat, nu... In-game. Ah, mi-a pus in-game FPS counter pe off. Ciudat. Bun, deci o să luăm ăla din gura păpușicii. Nu pot să-i spun lui Ethan orice, dar nu asta. Ceva anume nu poate să ne spună. Nu știu unde ar trebui
Trebuie să ne întoarcem, nu? Trebuie să ne întoarcem în camera cu... Aici? Sau unde era? Wow! Cu filmul ăla. Da, aici era. Our happy family, Rose's best friend in the whole wide world. She really likes the fairy tale. Most important thing in the world to us, a wedding gift. Ah, stai un pic să vedem. Stai să băgăm filmul. Select film. Play movie. Ok. Bun, deci trebuie să le organizăm. Cel mai bun prieten al lui Rose în întreaga lume. Ăsta presupun. Îi place povestea aceasta, cred că cartea. Basm sau ce. Cel mai important lucru din lume pentru noi e bebelușul. Un cadou de la bunica. Ăsta e cadou de la bunica. Și dovada lui dragostei lui Ethan. Inelu, hai că ai. Și ar trebui să fie... A, nu. A? E ceva acolo. A, bebelușul. Urcă niște trepte. Un puț ce e ăla? N-am înțeles nimic. Voi ați înțeles ceva? Hai că ați înțeles dacă este. Păpuși? Bă, da, deci, dacă vedeți niște păpuși de-astea în viața reală, deci pe bune dacă nu vă speriați. V-am mai zis eu odată, am văzut, aveam la mine la țară, avea mama mea, să zic așa, două păpuși. Și le-a păstrat din copilărie. Și am intrat într-o sufragerie de asta mare și când am deschis ușa, erau păpușile fix în fața ușii, deci camera fiind mare, fix în partea opusă, erau puse pe o noptieră, ceva, nu o noptieră, o mobilier. Erau ambele. Deci primul instinct care mi-a venit în minte și era pe timp de zi, nu era noapte, a fost că e cineva în cameră. Adică, nu știu, chiar pare că e real așa, e super scary. Și nu erau nici păpuși de alea creepy. Erau păpuși. Erau de astea mari așa, dar nu erau cu sânge pe ele sau... Chiar sunt super creepy păpușile. Ok. Trei degete, mi se zice. Ocupat. Nu pot să dorm cu ele, că am senzația că cineva mă privește. Mamă, n-ai cum. Zic eu că n-ai cum să dorm cu ele în cameră. Genie. Te uiți prin cameră noaptea și le vezi. Cred că stă inima. Te rog, Ethan, ascultă-mă. Mia? Mia e în viață. N-am vrut să te pierd. Mia, what are you talking about? Despre ce vorbești? Vă iubesc pe amândoi. A trebuit să o fac. A omorât copilul sau ce? Habar n-am dacă e în viață sau nu, sau dacă e o iluzie, o... ce se întâmplă aici, rămâne de văzut. Dar e exact ca în Resident Evil 7, adică noi tot primim apeluri ciudate de la ea și... I don't know. Looks like something could fit in the... Ah, trebuie să fie un copil acolo. Mia pleacă cu bebelușul. Collect Rose, 1 din 4. Ceva noi n-am luat de aici în întregime. Are cineva? Oare eu am pus bine ochiul ăsta? Nu-mi dau seama.
Ai dreptate să dai bandajul. Ce vrea să ne arate prin păpușa asta? Aia e curiozitatea mea. Ok. Ok. Aici, în capătul ușii era ăla, nu? Cred că trebuie să ne uităm în mâna aia unde erau trei ochi. Sau nu? Lmao? Sigur nu o să apară nimic aici. Stați liniștiți. Rafael, mi-e fricuță. Mi-e frică, băieți. Mi-e fricuță? Sunt păturică acolo? Deci asta e filma... E filmarea. E fricuță la abonați. Voi intra într-un puț pe absolut întuneric, că ce se poate întâmpla? Îmi place că abia acum am o lanternă în joc. Până acum n-am avut niciodată. Din toate casele alea. Intram în fântână, doar că eu trebuie să analizez toate colțișoarele. Breaker box key. Deci breaker box-ul e ăla de la intrarea în clădire. Deci acum că am luat itemul acesta, șansele ca noi să ne luăm un jumpscare sunt de 95%. Sunt abonații care vor Minecraft pe canal. I-auziți? Sunt abonații care vor Minecraft pe canal. Roșie, băieți, de la 3 dimineața. De ce sânge aici? Va fi în regulă. Mă simt ca în... Cum se numește jocul ăla cu coridoarele? Silent Hill? Bibiu! Bibiu, n-ai bă de urât! Nu-ți mai vreau copii! Nu mai vreau copii!
Închideți ușa, am arăzgândit. Pot să păstrez copilul, nu mai vreau. Nu mai vreau să-l salvez. Nu mai vreau. Bă, nu mai vreau bebeluș. Da. Leo, că de-ai știut el, n-ai poate urât. Credeam că sunt frumoși copii, da? E horror. Ai zis eu la ce e reclamă, dar poate e inappropriate. Da, nu mai îl vreau pe Dada, pleacă de aici. Nu mai știu exact unde venea asta. Oh, hell no. Aici venea? Cred că aici venea figura aia. I am fucking dead. Ah, ba nu, e bine pe aici. Ok. Îmi faci BBU pe Cox? Bedroom. Ia vezi costumul ăsta. Hell nah, bruh. Deci lasă-mă să ghicesc. Fuse-ul ăsta trebuie să-l pun aici, corect? Sau? Let me guess. Hell nah. Ăsta se sperie de copilule. Paolo, păi și n-am pe unde să fug. N-am pe unde să fug. Fuck no. Hell no. Cum faci? Da! Ăsta nu mai e copilul meu. Da! Pleacă de aici! Ce faci, mă? Să dă cu capul de pământ! Ok, m-am ascuns, dar cum mă întorc, e întrebarea. Dude, what the fuck? Trebuie să mă ascund sub papie, că aveți dreptate. Cred că trebuia să se ducă acolo, mă ascundeam sub pat și apoi dădeam cu mașarieră așa, țac, 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 țac. Bip, bip, bip. Bă, ridică-te de sub pat, ce faci? M-am transformat în bebeluș.
What the fuck? Păi și ce am rezolvat? Că bebelușul e încă aici. Lol, te spargi de râs, ești nebun. No. De ce n-am putut să mă duc pe acolo? Nu mai știu pe unde m-am întors. Fucking hell, dude. Oh, voilà. Nici măcar nu ne-am bătut cu boss-ul, adică, what? Hai, bă, las-o așa, ești nebun. No, 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 da, 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 da. Da, da. No, 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 no. Vieți, satană! Nu mai vreau bebeluși niciodată. Nu credeam că boss-ul o să fie chiar copilul nostru. Boss fight-ul. Wow. Ok. Nu mă așteptam că o să mă sperii de copilul nostru. Ferească sfântul. Ferească sfântul. Se pare că cineva s-a distrat la show-ul ăsta. Show-ul păcătos. Mamă, dacă ai o casă de-asta, s-a încheiat șmecheria și din tipă timp de noapte aici. Don't leave. Nu pleca. Nu te pot lăsa. You're still alive. Știu că în viață. Ar fi bine să mă găsești repede înainte să te omoare prietenii mei. Deci, practic, ne jucăm vați ascunsele? Ne jucăm vați ascunsele, ești nebun? Că mustățile, nările. Am găsit-o! Plecați de aici! Unde e? Unde e? Copilul Sasori? Unde e? Unde e? E cineva? Credeam că acolo e. Sau s-a ascuns în altă parte? Că la etaj zbira foarte tare. Ai trecut de ea? E acolo? E cea care tremură?
Ok, e sus sau e jos? Că nu înțeleg. A fugit jos. Zici că e sus? Credeam că fugi jos. Te duce random. Nu o văd lângă pat. Cred că trebuie să mai încerc o dată, că n-am găsit-o. Dormitorul de la etaj. Nu înțeleg ce dormitor. What? E clar că nu e aici. Dar o aud foarte tare. Cred că își mută locul. You're dead. Caracterul ăsta pare un fel de ventrilog. Știi? Nu știu cum mă încurcați, că unii zic că e sus, alții că e jos, alții că e lângă pat, ai ratat-o, era lângă pat, știi, și mă... Nu știu dacă e sus la etaj. Îmbrăcată în alb ca o mireasă. Se poate să ai dreptate. Eu mă uit, dar cred că se teleportează mai mult ca sigur. Știi ce zic? Uite, asta e. Nu e. Uite-o. Tot ar fi fost mai bun dacă Rose nu se năștea. Trebuie să o găsesc iar? De câte ori trebuie să o găsesc? Nu o văd, sincer. Mamă, păi ești în camera asta? Fori! Mărtăciune! Îi face asta și lui Rose. Mă gândesc că nu poate fi în aceeași cameră de două ori, corect? Doar că e... uriașa casa asta. Casa asta e gigantică, uite aici. Mori! Stai eu! Nu o să scap niciodată de aici? Ce le faci prietenilor mei drăguți? A omorât-o pe aia. It's over. S-a terminat. GG în chat, veți. Mia. A căzut un soldat. We'll make things right. Mia, voi face lucrurile să fie cum trebuie să fie. What? Good. I need to get out of this place. Bă, sincer, a fost interesant encounter-ul cu... A fost interesant boss fight-ul, ce părere aveți? So that's who was behind all this.
Nu știu, mai avem ceva de luat de aici? Pare că e cu roșu, dar... mi-am luat armele. Mai știi că ne... mai e ceva de luat, dar nu știu ce. Aia. Collect Rose, 2 din 4 scrie. Bun. Ok. Deci mai sunt doar 2 boși. Mai sunt doar 2 bosuleți. Hai să vedem și comoara. Ce ne oferă. Asta e că eu, pentru motiv sau altul, văd chat-ul cu delay. Adică... văd chat-ul, dar... nu știu. Mai întârziat decât ar trebui. Înapoi la aer curat, se poate. Văd că mă întrebați care e jocul, gen... scrie în descriere care e jocul. Adică, dacă nu citiți descrierea... mă, e un cotro, mă duc. Ah, cred că mă duc așa. Iar sună? Mi se pare că sună un telefon. Ok. Nu mă lasă să iau comoara? Four-winged unborn key, a key decorated with a four-wing. Ai uitat să iei borcanul lui Rose? Nu, n-am uitat să-l iau. What the fuck, nu l-ați uitat pe live? Uite-l aici. Legs. Opa. Ba nu. Ăsta e al doilea. Primul l-am băgat deja. Și ăsta e al doilea. Picioarele, am avut capul prima oară. De ce nu mă lasă să deschid asta, e întrebarea? A? Îmi trebuie plăcuța aia de acolo. Am înțeles. Bă, păpușa. The fuck? Păpușa e aici. N-am luat păpușa? Puteam să jur că am luat-o. Bă, da, uite aici. Trebuie să pui păpușa, cred, n-ai cum să pui păpușa, că e în altă categorie de iteme. Hai să vedem pe aici ce și cum. Te-a băgat capul prin lemn. Wow. Ce frate asta? E un shotgun automat? Să vând celălalt shotgun? ...720 e mai bun ăsta.
Perfect! Am luat leuții. Și aici ar trebui să fie cheița. O sobă corectă. Ah. Nu cred că am un bonus de ăla. Cred că aici trebuie să venim mai târziu. Looks like a hole for something spherical. What? Aici salvezi? Lemau. Doamna Donna este acum mama Miranda. Ah, fata. Deci mistress nu știu ce înseamnă domnișoara, mi se pare. Donna este acum fata mamei Miranda. Deci a adoptat-o. N-am mai fost niciodată atât de fericită. Domnișoara Donna pare fericită. Am impresia că păpușa ei, Angie, este chiar mai vioaie decât de obicei. A venit la mine astăzi în grădină și a folosit-o pe Angie ca să vorbească cu mine. Am avut o conversație în regulă. Ceva în legătură cu a primit o putere de la mama Miranda. Interesant. Deci am luat cheia practic și acum putem să vedem care e faza cu cheile la comoară. Da, da, da. V-a plăcut boss fight-ul ăsta? Ah, nu iar. Sau? Mă lasă în pace. Închide live-ul că mâine am școală, ok. Hai că închidem live-ul, băieți. O mai joc eu off-camera. Bă, apar peste tot ăștia. What the freak, man? LOL. Ia. Se întâmplă chiar acum. Cred că avem o nouă viziune. Sau nu? Oh, salbo sake. E Madalina. Păpușa. Angie, ok. Să vedem ce zice legat de Angie, că o să vedă că am urât-o. Ah, Miss Angie! Doamna Angie, just adorabilă. Porcelain dolls are very popular. Pușile de porțelan sunt populare, știi? Interesting. Deci... I've gotten some new stock. Are stock nou. Deci, noi vrem să vindem shotgun-ul ăla clasic. Rifle pipe bomb. 760, 720. Deci vrem să vindem shotgun-ul ăsta. To hunger. Ce mănâncă nebunul. 840. Am o capacity, reload speed. Și aia suntem, ești nebun. Power. Putem să luăm la sniper dacă mai vrem să-l folosim. După aia mai luăm un pipe bomb cam plache. Explosive rounds, flashbangs. Nu știu, hai să învățăm să facem explosive rounds dacă este.
Mai luăm niște de-astea așa, nu mai avem bani să luăm upgrade-urile pentru pistol, dar o să le luăm noi altă dată. Așa, mai luăm niște glanțe. Nu știu ce aș putea să mai cumpăr, sincer. Carne n-avem de unde să facem, adică... Cred că trebuie să le cauți ca lumea. Securing goods is more and please come again. Ia puzzle-ul din WC-ul ca să deschizi comoara. Nu știu ce WC-ul. Hai pe aici să vedem comoara aia. Ok, deci... Stai să văd dacă mai țin minte pe unde intram aici. Stai un pic, deci ca să accesăm comoara asta intram prin curtea asta pe aici, parcă. Registrat azi pe live? Păi da. E mișto jocul, sincer, adică nu știu, chiar îmi place. Mă gândeam că poți devină cam nasol după ce a murit doamna Dimitrescu, dar s-a ținut bine joaca. Băi, nu mai știu care era casa aia. Asta de aici. Să pun un comentariu pin. Cred că dacă pun comentariu pin tot întreabă lumea. O să pun, presupun. Așa, hai mă să vedem. Trebuie să iei o poză cu pasăre albastră și trebuie să o omori. What? S-am cu ea la loc sau nu ne-a salvat? Nu ne-a salvat nouă când am venit aici, ok. Mă rog, acum că avem cheița, hai sal. You've unlocked it. La mulți ani. La mulți ani. Era cântăresc ceva. Sniper rifle, covoare pe perete. Shit. Asta e codul. 270917. La mulți ani, cu sănătate. Ok. Rifle. Custom parts. Asta? Sniper. Interesant. Ok, ok. Deci am luat o comoară, ha? Dar de ce e cu roșu? N-am luat tot ce era de luat, a? Comoara cu bani, 800 de lei, așa vă țineți și voi bani în pungă? Pă, bune! Mai e ceva? Nu o să vedem niciodată aniversarea de 5 ani a ei. Nu-mi dau seama ce ar trebui să mai fie aici. Și
Și-am ratat de cu roșu. Intri pe ușa în stânga. Nu înțeleg, mă, am verificat fiecare colțișor. Că ne irosim gloanțele. Poate e un puzzle ăsta, I'll never forget her fifth birthday. Știi ce zic? Poți pleca, piatra din chitară. Ați văzut voi în chitară piatră? Oh, asta. What the fuck? E chiar ascund itemele. Bă, interesant. Nu zic nu. Deci este interesant, băieți. Mai poți să ieși-o pe aici, nu știu pe unde sunt. Pe aici așa am. Pe uliță. Ok. Deci n-am voie pe acolo. Mă, dar te pierzi pe aici. Old town. Ok. De n-am navigat prin curțile astea. Așa, hai să mergem noi. E da pe joc. Cred că e vreo 60 de euro jocul. Puteți verifica și pe G2A link în descriere, poate îl găsiți la un preț mai bunicel. Faza e că... eu n-a fost nevoie să cumpăr jocul. L-am primit de la cei de la CD Media, dacă zic corect. Dar dacă nu îl primeam, îl cumpăram, îți dai seama. Cred că pe un G2A ceva. Poate îl găsești puțin mai ieftinache. Bun. Ok. Nu știu dacă mai sunt donații adunate aici. Ba da, uite, mai sunt Lucifer de acum o oră. Keke. Recomand să salvezi manual la masina de scris langa grasuala sau oriunde o găsești. Se poate, să ai dreptate. Agentul, ia uite-l cu ochelarii de soare. Mersi, agentule. Și mai e Knight cu 5 leuți. Bun, păi am salvat, ce să mai zic. Noi să ne oprim aici cu joaca aceasta. A fost distractiv, sincer. Am învins-o pe doamna Dimitrescu, am învins-o pe Angie, păpușica. Mai avem încă doi. Îl avem pe tipul ăla grăsan, așa, și nu știu ce, e monstrules ciudat. Și după aia pe ălălalt cu ochelari, care știu undeva la un factory, la o uzină, la ceva.
Deci poate îl facem, poate terminăm pe live-ul viitor jocul, nu sunt 100% sigur. Depinde, acum rămâne de văzut, știi cât de vreme încep live-ul sau așa mai departe. Dar cred că suntem cam pe la jumătatea jocului, ca idee. Bun, păi, mersi frumos că ați fost alături de mine. Apreciez toate like-urile, toate donațiile, subscribe-urile, membrii, tot, 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 tot. Mersi frumos. Noi ne auzim mâine cu un episod și cred că din nou mâine seară live pe YouTube Einstein și dăm drumul la treabă, practic. Andrei a devenit și el Memberstein aici, s-a transformat în membru. Da, vă las eu că se face târziu, aveți și voi școală, aveți alte chestii. Deci mai probabil mâine, nu știu, pe la un 5-6, ceva de genul, dăm drumul la live și cred că terminăm și jocul. Rămâne de văzut. Dacă nu-l terminăm pe live-ul viitor, peste două live-uri, adică mai avem două, maxim două live-uri. Ok. Bun, vă urez o seară faină în continuare, noapte bună în caz că vă culcați și ne auzim mâine pe la Ivanos. Oh!